Actuala regională începe. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Grația Moldovan. Două subiecte vă propun pentru astăzi. Discutăm în prima parte despre învățământ, despre activitatea academică în perioada de pandemie pe care o traversăm cu toții. Se anunță un posibil val 4. Ce facem? La toamnă vin studenții la cursuri. Ce probleme întâmpină ei? Ce probleme întâmpină profesorii? Și cum sunt profesorii sau cât, în ce procent sunt vaccinați? Vom afla răspunsurile la toate aceste probleme, iar în partea a doua discutăm la fel despre un subiect extrem de important, despre accesul la sănătate al pacienților și problemele cu care se confruntă pacienții în această perioadă. Cumva legăm cele două subiecte extrem de importante, învățământul și sănătatea, despre acest posibil val 4 anunțat de către autorități. Mergem la primul meu invitat și mulțumesc foarte mult pentru prezență, profesorul universitar dr. Anton Hader, care este și președintele Federației Alma Mater, profesor și prorector la Universitatea Politehnică din București, o universitate extrem de bună la nivel național și foarte bine cotată pe plan internațional și european. Domnule profesor, vă salut, mulțumesc foarte mult că sunteți la Cluj cu noi. Și eu vă salut și mă bucur că mă invită un prieten drag, un coleg de breazlă, ca să zic așa, adică dumneavoastră, domnule Moldovan, la o discuție pe teme de educație, într-o perioadă în care, așa cum spuneați, suntem în vacanță, dar totuși trebuie să ne gândim că în scurtă vreme vom începe școala, mai întâi cu restanțele, apoi cu examenele la masterat, la doctorat și, de ce nu, la 1 octombrie sau când se hotărăște de către fiecare senat al universității cu începerea față în față a școlii. O singură corectură, domnule Moldovan, a fi faptul că sunt vicepreședinte de senat la Politehnică, funcție similară cu cea de prorector, dar fiindcă sunt președintele Federației Sindicale Naționale Alma Mater, nu pot să fiu și prorector, funcție administrativă și președinte de federație. Funcția mea este una de natură academică, așa cum spuneați dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru corectură. Așadar, dar e corectură nesemnificativă. Așadar, începem cu calitatea noastră de președinte al Federației Alma Mater, care, să spunem, slujiți profesorii, problemele lor, dar și problemele care vin din partea studenților. Cam ce probleme întâmpinați dumneavoastră în această perioadă în care am văzut o pandemie care a stopat școala, a stopat învățământul, a fost un învățământ hibrid, online, care a fost de calitate și nu prea a fost. Asta spun specialiștii. Dumneavoastră, ca președinte al unei federații sindicale, cum îi reprezentați pe profesori și ce probleme auziți de la ei? Și mai apoi, mergeți către minister cu propunerile pe care le aveți dumneavoastră. Da, aș veni cu un termen mai dur, domnule Grațian Moldovan. Învățământul universitar în această perioadă, nu numai că a fost unul de proastă calitate, pandemia l-a schilodit. Deci ăsta este mesajul meu către telespectatorii dumneavoastră și mulți care se uită la noi știu ce spun. Pentru că nu se poate face învățământ superior, nici preuniversitar, evident, de calitate, decât în sistem clasic față în față. Pe lângă faptul că ne-a găsit nepregătiți, dar nu pe toți, așa cum spuneați dumneavoastră, Politehnica din București fiind o universitate valoroasă a României, avea lucrurile relativ puse la punct. Adică aveam platforme puternice, aveam cursurile introduse în bază de date, ne-am descurcat binișor. Acum ne descurcăm chiar mai bine după aproape 3 semestre, însă nu se poate spune că se face ca. Nu se face deloc carte la nivelul. Păi și ce vă faceți de la toamnă dacă cumva acest val 4 vine din nou și spune stop școlii sau prezenței fizice? Cum o să asta militați? Asta va fi o altă povară pe capul nostru, al colegilor mei, pentru că tot îi reprezint, al studenților în special, de ce nu, pentru că ar însemna încă un semestru de chin și de jale, cum zice cântecul popular românesc întâlnit în multe dintre formele sale de tristețe, așa să zic, doinele de jale, așa ar fi, dragul meu. Nu se pune problema să ne mai gândim la așa ceva decât dacă, eu știu, vine cine știe ce formă acută, foarte grea a acestei pandemii. Există o formă de protest, domnule profesor, există o formă de protest a dumneavoastră, a sindicatului pe care îl reprezentați, a dumneavoastră cu o personalitate, să spunem, cunoscută, care iese foarte des în mass media cu poziții foarte tranșante la adresa învățământului, dar și pe alte teme la fel de sensibile, cum ar fi pensii și așa mai departe. Lumea vă cunoaște din zona aceasta. Nu se pune problema să protestăm în
privința aceasta a începerii în mod obligatoriu a școlii în sistemul clasic. Pentru că aici noi trebuie să despărțim lucrurile într-un mod firesc, într-un mod corect. Avem în momentul de față un procent semnificativ de colegi vaccinați. Mă refer aici și la învățământul superior. După datele de la Ministerul Educației, 75-76% dintre noi s-au vaccinat. Deci ați bătut pe medici care sunt vaccinați la nivelul țării, 2-3 doctori din spitalele publice și peste 60% de personal medical. I-ați bătut pe ei? Da. I-am depășit asta pentru că am înțeles importanța vaccinării, am făcut și propagandă, în sensul bun al cuvântului, pentru vaccinare, am promovat vaccinarea, mulți dintre colegi s-au vaccinat, am dat exemplu personal, să zicem, popor, a și zis un coleg, întâi să se vaccineze liderul de la Alma Mater, să vedem dacă păsește ceva și după aia ne vaccinăm și noi. Și chiar m-am vaccinat printre primii. Cred în utilitatea vaccinului. Ne aflăm în acest moment, dacă ministerul are situația corectă, într-o situație bună, nu cea mai bună. Adică așa cum a fost și campania organizată de către autorități, unii spun că nu prea bună, prea emoțională și nu a atins targetul care trebuia. Da, dar n-a cântărit factorul emoțional. La noi a cântărit determinarea pentru meserie, vocația noastră și a spus cuvântul și în felul acesta ne-am convins unii pe alții că trebuie să ne vaccinăm. Și așa a și fost. Plus că ne-am dat seama că școală nu prea se face. Ori când vezi rezultatele, când te gândești că avem absolvenți astăzi, un an și jumătate de învățământ online, care au ieșit ingineri, care au ieșit medici, un an și jumătate dintre cei 6 mai degrabă i-au făcut la distanță. Păi adică și nu este un pericol, domn profesor. Tot se vorbea de proiectul România Educată. Când vorbim de asemenea proiecte grandioase, când vorbim de educație în termenii aceștia... Proiectul România Educată, dragul meu, există, s-a finalizat. S-a finalizat, dar și acolo sunt foarte multe discuții. La o formă care trebuie materializată, transformată în fapte, pentru că degeaba am scris niște lucruri foarte importante. Am muncit și noi, Alma Mater a avut 12 reprezentanți în România Educată. Și pentru a-l putea vedea realizat sau pentru a vedea o parte dintre lucrurile de acolo, pentru că sunt niște idei, niște concepte, niște soluții mai degrabă decât o legislație. Nu e o legislație. Se dorește a fi o legislație, se dorește a se face o lege pe baza acestui proiect. În educație se va transforma o parte din volumul acumulat acolo într-o lege a educației. Așa s-a convenit. Da, pentru toate astea e nevoie de bani, e nevoie de oameni, e nevoie de responsabilitate. Ori noi ne preocupăm acum, la început de nou an universitar, de a-i aduce pe studenți acolo unde e loc, în amfiteatre. Ce facem noi cu cei 25% dintre colegi? Mi-ați spus că îi reprezint pe colegi, lucru știu de toată lumea, ce facem cu cei care nu s-au vaccinat? Pentru că, potrivit declarațiilor domnului ministru Sorin Câmpeanu, pe care îl felicit, pentru că merge cam în aceeași logică pe care o avem și noi. Cam la fel cu Alma Mater în pas să se gândește, fără să avem foarte dese întâlniri și repere de raportare între noi, înțelegeri sau alte chestiuni care să consistă. Bine, trebuie să-l trage și de mânică atunci când sunt probleme care vin din partea profesorilor care vin la noastră. Deci avem o pătrime dintre noi nevaccinată. Un sfert. Dintre noi nu suntem vaccinați. Ce facem? I-am întrebat, domne, nu încercați să vă vaccinați ca să nu mai începem învățământul în toamnă tot așa de la distanță sau vorba unui student de la mare distanță, că îi se părea că practic nu mai ajunge la școală. Vă dați seama cât de greu poate să fie pentru student în anul 2 acum. Chiar mai mult de atât. În anul 3. Că ei s-au văzut doar un semestru. Nici nu se cunosc între ei. Și acela a fost în primul an. Deci au trecut din anul întâi, unde ori nu s-au prea cunoscut. Vă dați seama, în anul întâi nu apucă toți să se cunoască, să se elege mari prietenii. Ei, au trecut în anul al doilea și a fost complet
online. Și acum domn profesor, cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că măsurile luate în perioada în care a fost, să spunem, vârful pandemiei, atunci când, practic, școala s-a închis efectiv și a trecut în online, măsurile acestea luate de autorități nu au fost unele bune. Asta înțeleg de la dumneavoastră. Și Doamne ferește la acest val 4, care e posibil să vină și anunțat, cu această tulpină Delta care vă va împinge și va împinge lumea la al treilea vaccin, fără doar și poate, pentru a fi eficienți în fața bolii. Ei, acolo e o mare problemă, domnule Grațian. E o mare problemă. Dacă totuși colegii mei s-au vaccinat în număr foarte mare, i-am auzit pe cei mai mulți dintre aceștia că pentru al treilea vaccin vor mai cugeta. Căci, iată, între timp au mai venit răspunsuri despre eficacitatea vaccinului, despre unele probleme induse în sănătatea oamenilor. Adică deja unii dintre colegi pot fi pierduți în ceea ce privește ralierea lor la o nouă doză de vaccin. Atunci și ce faceți atunci când sunt problema. Condiții foarte draconice de a-i primi în colectiv sau nu? Pentru că tot vorbim de starea învățământului universitar românesc, vorbim din această perspectivă a problemelor pe care le traversați dumneavoastră acum, cei din învățământul universitar, dar și sănătatea și doctorii și spitalele care sunt în prima linie. Deci din această perspectivă încercăm să vedem starea învățământului actual universitar românesc și vorbim cu o personalitate cum este domnul Anton Hadăr, pe care îl rog în continuare să ne spună ce soluții sau cu ce soluții vine în fața ministrului, ministerului și autorităților care pot să decidă pentru a-i primi pe acești profesori, pentru ca lumea să se vaccineze într-o proporție destul de mare, pentru că, atenție, încă la Cluj, spre exemplu, că ați dat și ați vorbit de UBB, o universitate de top, la fel ca și Politehnica, ca și Medicina aveți și Farmacia Iul Hațeganu din Cluj. Foarte valoroasă acolo, domnule Moldovan, aveți și care are 3.000 de studenți străi. Internațional. Așa este. Este o premieră. Am făcut și noi public acest lucru. Aveți și Politehnica din Cluj, cunoscută astăzi de Universitatea Tehnică din Cluj, sigur. Pe care în urmă cu o lună am verificat-o în ceea ce privește starea doctoratelor din această universitate. Am fost chiar directorul de misiune al Aracis și vă pot spune că lucrurile stau bine. E o universitate serioasă, n-au pierdut niciun titlu de doctor acordat. Deci două centre universitare puternice, Clujul și Bucureștiul. Deci atunci ne adresăm acestor profesori. Ce mesaj le dați dumneavoastră pentru acest posibil val 4 și pentru studenți, dacă școala va începe efectiv fizic, pentru că aveți date mult mai bune și mai actuale decât noi. Da. Mesajul meu este unul singur. Cei care nu s-au vaccinat, ar fi bine să se vaccineze. Ar fi bine ca instituțiile din fruntea țării să înțeleagă că nu este o soluție obligativitatea vaccinării. Altă problemă, ar fi bine să se creeze oportunități și facilități pentru testarea periodică a colegilor noștri, așa cum susține și ministrul educației. V-am spus că nu am discutat acest aspect față în față, dar rezonăm în ceea ce privește această tendință de a fi urmată în viitorul foarte apropiat. Adică mai degrabă să ne lămurim că trebuie să ne vaccinăm, decât să ajungem să nu-i primim pe colegi la școală, pentru că dreptul la muncă este sacru, este constituit în Constituție. Varianta asta mixtă, adică 3/4 vaccinații să vină la serviciu și ceilalți să stea acasă, nu este o soluție, pentru că s-ar face foarte greu orarul. Știți bine că sunteți și dumneavoastră ca și mine cadru de atât universitar. E foarte greu să pui orele în așa fel încât să iasă o simbioză utilă studenților și să faci un orar cu activități ba la distanță, ba la fața locului, adică și online și la fața locului. Mă gândesc cu frică la ceea ce se poate întâmpla în învățământul preuniversitar, de care știți bine că depindem de la A la Z, pentru că dacă de acolo ne vine resursa. Și se pare că acolo cel mai mult au avut de suferit acei copii și profesori, acolo s-a rupt efectiv. Ani pierduți, 2 ani aproape pierduți și veți vedea că vom avea urmări grave, mai ales în începutul studiilor universitare, când vom constata că le lipsesc foarte multe cunoștințe viitorilor studenți, mai ales în anul... Domn profesor, dar sunteți cunoscut ca o personalitate foarte critică la adresa oricui și la adresa celor care, să spunem, atacă învățământul. Deci sunteți un luptător pentru educație, fără doar și poate de atâtea zeci de ani, de cât sunteți în acest domeniu, vă cunoaște lumea din media și personal vă cunoști și sunteți un om extraordinar. Dacă ar fi să faceți o radiografie, așa într-un minut, a învățământului
universitar, să ne limităm la el. Cum ar arăta, incluzând și această perioadă de pandemie, cum ați vedea acest învățământ la ora actuală, pornind de la proiectul România Educată, care s-a dorit a fi ceva foarte, foarte stabil, dar încă se mișcă pe piloni în stânga și în dreapta. În realitate, corect. Învățământul românesc nu este unul de care să ne fie rușine. N-are rost să roșim fără motive. Nu e cazul. Deși mulți ne mai critică, pentru că dacă ne gândim, în multe locuri sunt absolvenți din România. Medicii din România vindecă problemele cetățenilor din Uniunea Europeană sau din altă parte a lumii. Inginerii de la noi, de la Politehnică sau de la cea din Cluj, se duc și rezolvă probleme fabuloase în industria europeană și în lume în general. Arhitecții de la noi sunt cunoscuți. Nu e cazul să mai dau alte exemple. Dar trecerea prin pandemie a fost una grea. Grea. Și nu pot spune că n-a scăzut nivelul educației. Nu pot să nu recunosc asta, pentru că e un învățământ chinuitor și pentru noi, dar mai ales pentru student. Care student se uită la un ecran, dacă l-are și pe acesta. Eu acum am un laptop și evident pot cu dumneavoastră să discut și să ne vadă întreaga țară, nu? Dar unii dintre studenții mei iarăși revin, mai ales în preuniversitară. Acolo a fost de-a dreptul. Deci situația nu este foarte bună, dar acolo sunteți optimiști pentru la toamnă? Dar și la noi, să știți, că nu poți să ieși inginer doar văzând niște imagini. Medic fără să te duci să intri în sala de operație, fără să asiști la fel ce fel de laboratoare. Ce să mai vorbim? Era greu la teatru, la UNATC București, am fost să reverific și acolo cu o echipă, în calitate tot de director de misiune. După ce am fost la Cluj, Napoca, la dumneavoastră, la Politehnică, la Institut, la Universitatea Tehnică, am fost la UNATC și ei se văitau că nu iese absolventul așa cum ar dori. Domn profesor, și la teatru. Mulțumesc. Domn profesor, mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Dar pentru această... tragem nădejde să rezolvăm lucrurile și să intrăm în recuperări întâi, dragul. Așa să fie. Așa să fie, să avem noroc pentru educație bună. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. De aici din localitatea Olănești, unde mă aflu, și vă doresc tuturor numai bine. Mulțumesc și vă fac de pe acum o invitație, când veți mai putea, și în calitatea de cercetător și de un om care foarte mult inovează. O să vorbim la momentul potrivit cu profesorul universitar dr. Anton Hadăr. Îi mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Chiar am un proiect de mare substanță și vă invit să-l ascultați, să-l prezentăm așa în câteva linii mari cu mediul economic, o realizare de excepție, vă asigur de pe acum. Sigur, poate săptămâna viitoare reușim să vă prindem și să facem această emisiune. Mulțumesc, concediu plăcut. Trecem la subiectul 2, doamnelor și domnilor, și vorbim despre un subiect la fel de important, despre sănătate și, atenție, accesul pacienților la sistemul de sănătate, din nou în această perioadă, când ne referim la această perioadă în care ne aflăm de pandemie și de un val 4 care, așa cum se anunță, ar putea veni foarte repede. Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, este invitatul meu și mulțumesc pentru amabilitate. Domnule președinte, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru că sunteți cu noi și vă întreb direct, accesul pacienților la sistemul de sănătate acum este unul liber sau este unul îngrădit? În continuare, așa cum la un moment dat se vehicula chiar de către asociațiile pentru protecția pacienților, poate chiar și de dumneavoastră. Este unul îngrădit și este îngrădit din mai multe puncte de vedere. Era și înainte, chiar și înainte de pandemie. Însă perioada pandemiei a fost un dezastru pentru mulți dintre pacienți. Mortalitatea a crescut și știm care este cauza. Pacienții nu au mai avut acces la servicii medicale, la servicii medicale care trebuia să beneficieze conform protocoalelor medicale. Adică pacienții cronici, pacienții cu boli grave, care trebuiau evaluați periodic, modificat tratamentul, schema de tratament trebuia modificat, adaptat. Era vorba de pacienții, iată, chiar și pacienții acuți, pacienții care au apărut cu boli acute, nu au avut unde să meargă, spitalele fiind închise, putem spune clar că au fost închise. Practic, unele funcționau cu 20%, altele, chiar dacă funcționau, ele funcționau fără pacienți. Dacă veneau medicii, asistentele medicale, portarii și cam atât.
Din păcate, a mers foarte greu readucerea pacientului în sistemul de sănătate. A mers foarte greu, chiar și la medicina de familie. Medicii de familie nu au fost sprijiniți la început cu echipamente de protecție. I-a făcut să facă medicină mai degrabă nici online, nici de la distanță, nici în contact cu pacientul. Și practic, pacientul la un moment dat i-a fost și teamă să mai plece de acasă. Recomandările erau stați acasă, nu puteți ieși decât cu declarație. Și dacă vreau să iasă, le era frică, pentru că dacă toată lumea spunea păstrați distanța, nu ieșiți din casă, că vă contaminați. Asta era situația înainte, dar acum situația este la fel. Vă întreb pentru că dacă este așa, e foarte grav. Situația nu mai este la fel acum, în sensul că pacienții au posibilitatea să ajungă la medic cu mijloace de protecție, se găsesc acum. Din păcate, nu au acces la servicii specializate, chiar și la spitale. Avem spitale care, pur și simplu, nu primesc pacienți, primesc un număr foarte mic de pacienți. Deși ele, noi am verificat, au capacitatea destul de mare. S-au obișnuit managerii acestor spitale că oricum primesc aceiași bani de la Casa de Asigurări de Sănătate, de ce trebuie să mai și interneze, de ce să mai și consume materiale sanitare. Păi nu prea e corect. Ce fac cu banii care le rămân? Pentru că ei nu consumă banii ăștia pentru pacienți, nu? Nu le rămân bani pentru că banii care s-au dat să dau mai mult pe salarii. Ponderea salariilor în total venit spital uneori ajunge cote de 90%, de 10% ce să mai optim, mai ales că acum s-au scumpit. Iertați-mă, o paranteză scurtă, chiar acum două săptămâni făceam o emisiune cu un lider de sindicat de la Sanitas care spunea că din toamnă e posibil ca unele spitale să-și închidă activitatea din lipsă de fonduri. Oarecum veniți și întăriți ceea ce se spune, fie că se pompează bani către salarii și doar atât, fie pentru că sistemul nu este manageriat foarte bine, nu? Așa este. Nu se vor închide neapărat acum din cauza asta, dar vor doza accesul pacientului după, în funcție de ce au. Și pot să spun că o altă criză care va apărea, va apărea din cauza scumpirii unor materiale sanitare. În următoarea perioadă am constatat și noi și am discutat cu furnizori consacrați pe produse medicale. Poate doar medicamentele sunt cele care au preț stabilit din Catalogul Național al Medicamentelor, dar materialele sanitare, anumite utilități, mentenanța, iată, s-a scumpit mâncarea pentru spital. Acum va trebui să se modifice și pentru că alimentele pe ansamblu au depășit 20% la produse care pot fi utilizate de către spitale. Deci, iată, creșteri mari de prețuri, buget, același buget, am vorbit... Și probleme diversificate ale pacienților, boli care sunt, sigur, în creștere, anunță chiar specialiștii în domeniu. Mai ales că s-a acumulat acel decalaj, că nu pot să-i spun stoc de pacienți, acel decalaj, de acel surplus de pacienți care nu au putut fi tratați în perioada trecută și acum au nevoie stringentă de, pentru că altfel ține de viață și de moarte, au nevoie de servicii medicale, trebuie să asistați. Oamenii ăștia au nevoie de intervenții medicale, au nevoie de tratamente speciale. Domnule președinte, vă întreb ceva punctual, iertați-mă. Ce probleme vin pe adresa Asociației pentru Protecția Pacienților pe care o reprezentați din partea pacienților? Cam ce probleme vă sunt aduse la cunoștință și în ce măsură le rezolvați? Dați-ne măcar două, trei astfel de spețe și dacă ați găsit rezolvare pentru ele. E foarte important ca pacientul să aibă încredere că cineva îl sprijină. Dacă sistemul sanitar e în colaps, poate sau nu poate, dacă există această situație de pandemie cu restricții și atunci libertatea lui de mișcare e una pe jumătate îngrădită, atunci măcar cineva să-l susțină în problemele lui de sănătate. Mă gândesc la Asociațiile pentru Protecția Pacienților. A dumneavoastră, la două spețe pe care mi le dați și două rezolvări, ca să ne dăm seama că există o putință pentru acești oameni.
fără îndoială, noi nu putem să facem față nevoii a milioane de oameni, pentru că suntem niște organizații care încearcă să creeze mai degrabă un liant între autorități, medici și pacienți, tocmai pentru a identifica problemele, a avea feedback-ul pacienților și a-l transmite mai departe autorităților. Aseară am transmis Ministrului Sănătății, aseară am transmis președintului Casei de Asigurări de Sănătate, Comisiei de Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților, cu ocazia unui eveniment, am transmis unele dintre problemele cu care se confruntă pacientul chiar de la de acolo, de pe teren. Adică de lângă inima pacientului, cum aș vrea să spun. Deci asta facem noi. Mai departe nu putem să rezolvăm probleme decât îi mai pilotăm pe unii dintre ei, însă capacitatea noastră este redusă, nu putem face față unui sistem atât de uriaș, milioane de oameni, dar sigur că da, ne preocupă, pilotăm acest, însă avem foarte multe cazuri de pacienți care nu știu unde să meargă, pentru că unde merg la spitalele de provincie, de exemplu, acolo nu se întâmplă mai nimic. Sunt unele spitale care nu fac intervenții medicale ușoare, nu primesc asistență medicală, nici măcar îngrijire. Există, s-a instalat din nou indolență în rândul cadrelor medicale de îngrijire, mă refer la infirmiere, mă refer la asistente medicale. Medicii neglijează, nu au autoritate în fața acestor cadre medicale și avem foarte multe reclamații din spitale că pacienții nu sunt îngrijiți. Pe căldura asta nu au stat în căldură, nu au avut aer condiționat, nu au avut nici măcar apă, unii dintre ei care sunt țintuiți la pat, nici măcar nu s-a permis accesul cu un telefon la mulți dintre ei. Asta am avut și spitale și din București și din Iași, unde pacienții și din Cluj chiar, că pacienților li s-au luat telefoanele pentru că pur și simplu aveau nevoie de îngrijire medicală, dacă nu puteau, reclamau la familii, familiile au fost pacienți care au sunat și la 112, pentru că erau disperați, deși erau internați într-un spital unde trebuia să se asigure asistență medicală. Deci s-a instalat din nou o indisciplină la nivel unităților medicale spitalicești, dar nu numai avem probleme și în ambulator, pentru că iată pacienții primesc niște trimiteri de la medicii de familie, de la medicii specialiști, când vor să facă analize medicale, sunt plimbați colo-colo pentru că spun că nu mai au buget. Practic trebuie să le plătească din propriul buzunar acele analize. Și ca de obicei oamenii trebuie să facă acest lucru. O ultimă întrebare, pentru că timpul ne presează și vă promit o emisiune viitoare în care vom dezvolta mai mult aceste probleme. Pe scurt, într-un minut, să ne spuneți ce părere aveți de campania de vaccinare. Cum funcționează ea la nivel de stat? La nivel de stat, mi-e foarte greu să reproșez acum echipei care coordonează campania de vaccinare, pentru că sunt alături de dumnealor, am contribuit și noi. Am văzut din interior ce se întâmplă. Aici este o problemă socială deosebită, pentru că populația a căpătat la începutul campaniei și înainte de campanie a căpătat neîncredere în autorități. Autoritățile au bâșbuit și au bâșbuit pentru că nici nu știau, nu aveau foarte multe informații, deci vedeți, există și niște scuze, dacă vreți, dar oricum s-a și greșit foarte mult și ulterior, și acum se mai greșește, nici acum nu se adoptă soluții alte soluții mai bune care să completeze, pentru că dacă, iată, noi am ajuns la concluzia că marea majoritate a celor care nu vor să se vaccineze este că n-au încredere în autorități, n-au încredere în vaccin, deși statul spune că nu sunt probleme, vaccinul aduce mari beneficii și așa este, deci chiar aduce, pentru că întreaga lume științifică mondială a spus acest lucru. Din păcate, cetățeanul nu are încredere în spusele autorităților, pentru că autoritățile nu vin să spună, ne asumăm noi acest lucru. Vaccinul este sigur, are efecte adverse ca orice medicament sau ca orice procedură medicală, dar nu este însemnată. Beneficiul care ți-l aduce este uriaș față de efectele adverse. Haideți să facem acest compromis, haideți să ne vaccinăm, pentru că fără o vaccinare în masă, fără să depășim un 70-80%, cum spun specialiștii, nu înseamnă vaccinare. Corect. Domnule președinte,
Trebuie să încheiem, timpul ne presează. Mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, pentru toate aceste probleme expuse. Promit o emisiune viitoare în care să vorbim mai în amănunt despre problemele pacienților la nivel național și mai cu seamă să luăm defalcat pe fiecare județ, să vedem ce probleme au pacienții în fiecare județ și vom face o astfel de emisiune. Mulțumesc foarte mult, Vasile Barbu, președinte Asociația pentru Protecția Pacienților. Așadar, două subiecte pentru astăzi în care am încercat cumva să găsim liantul lor, care a fost și este în continuare pandemia pe care o traversăm și problemele care le implică practic această pandemie nu face decât ca aceste două mari sisteme, sistemul de învățământ și sistemul de sănătate, se sufere foarte mult. Încheiem totuși într-o notă optimistă, mulțumindu-vă că ne-ați urmărit, să aveți un weekend liniștit, ne vedem de luni încolo. Cu bine!